Bună seara, eu și Jamila suntem proaspăt logodiți. Frumosule, musculosule, măi, limunchiule. Și vă prezentăm rețeta zilei. Avem așa, roșii cu brânză. Să te ajut cu fața-și mustața aia, da. Da. Să știi, să ia roșie românească din supermarket, pentru că ce se întâmplă? Dacă e roșie turcească sau din Occident, nu e bună. Turcească nu e bună, cum zice Liviuleț. Dar cum îți dai seama că e turcească? Păi, poți bate cuiul cu ea și nu se rupe. Te rog frumos, Jamila, să facem aici o probă la telespectator, să vadă... Uitați! Ia roșia! Nici măcar nu s-a găurit. Așa e. Cum mai poți să vezi că e roșie occidentală trimisă în România să ne otrăvească nenorociții, știți? Da, stimați telespectatori, vă zic eu, Liviu are acasă roșia asta de acum vreo 3 ani de zile. Așa e. Și să știți că arată mai bine ca în prima zi, 50% plastic. A cumpărat-o Irina când era... Stai liniștită că să știi, te iubesc și pe tine, dar mă mai gândesc și la ea, că o iubesc și pe ea, mi-e dor de ea. Des, mă, Liviule. Nu chiar, des, odată la 2 minute tot îmi trece pe cap așa. A, păi asta e ok. Dar așa. Cum îți dai seama că e o roșie străină, că da. Eu mai am un pic din să continuăm, da. Cum vă dați seama că e din plastic? Vă mai spun un element, un secret, de fapt. O tăiem. Opa! A? Astea sunt semințele, semințe lungi din plastic, ca să vă dați seama ce mâncați. Extraordinar, dar ce deștept ești, mă, deșteptule, mă, mustăciosule, du-te, drecute, deștept. Nu mai pot de tine, mi-e dor de tine chiar și acum. Da, să terminăm cu rețeta, mergem după aia. Să termin cu rețeta, deci să ia roșia asta de supermarket, se aruncă cu totul, puteți arunca cu totul, aruncă aici jos, așa. Și se ia roșie românească, micuță și drăguță, și se mănâncă cu brânză. Dacă îmi permiteți, o să vă fac poftă și ție, draga mea. Aoleo, măi, 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 Liviu, asta a fost de stimațele... stimațele spectatori... Am sămânță de roșie pe mustață? E, lasă că verific eu mai încolo. Stimațele spectatori, hai acasă că-mi face o poftă de... Aceasta a fost rețeta de astăzi, da? Nu mai pui livache cu roșiuța aia ta, hai acasă că nu mai pot, serios. Și cu o brânză de oaie sau de vacă făcută în casă, da? Dar nu vreau să mergem iar la mine acasă, pentru că o să-mi pătesc cearceaful la alb, că Irina l-a cumpărat, să știți că... Măti, măti, cu Irina, măti, că mă și enervezi, da. Haideți că m-am calmat. Să știți că ne revedem săptămâna viitoare, când vom găti ceva foarte, foarte complicat. Ceai de tei. Hai, păpușă, mișcă o dată acasă, că să vezi ce ți-am pus eu gâmpă. Hai, hai, hai! Uite, mă, că s-au cuplat, mă, s-au cuplat. Da, vorbeam cu personajul de lângă mine în ultimul episod, când ei vor rămâne împreună până la adânci bătrâneți, să aibă doar șorțurile pe ei. Livache are obsesie, cruditățile românești. Îi plac verziturile. Până în 25 de ani așa. Jamila, nu prea ai șansă, fată. Asta e...